Colectivul judecătoriei și biroul asociat de avocați Femida aduce sincere condoleanțe familiei Negru din orașul Soroca în legătură cu decesul domnului Alexandru Negru. A activat din 2001 în calitate de președinte al judecătoriei Soroca. Până în prezent a fost vicepreședinte a judecătoriei Soroca. S-a stins din viață după o boală grea. Avea vârsta de doar 60 de ani. S-a dus dintre noi tocmai atunci când toți cei apropiați aveau nevoie de susținerea și de sfatul lui. Era asemeni unei stele ce lumina pe acest pământ. Acum te-ai stins la fel ca ele, dar ai rămas în al nostru gând. Dumnezeu să te odihnească în pace!